investi cățel, lăbut? Nu, eu am investit bani, iau să nu, deci nu. Nu-mi dau bani să te prost. Dar nu mă promit că am grijă. Doamne ferească-mă Dumnezeu, dacă am auzit așa propunere. Ce fată e asta că ți-a făcut ție propunere așa ceva? Ce fată e asta? Dar nu, asta e mașina mea de suflet care nu. Adică o fac prea multe pentru mine și nu renunț la ea așa ușor. Aproape l-am făcut pe tata să plângă. Astăzi, oameni buni, m-am gândit să fiu pus pe prank-uri, pentru că sunt aici alături de Paul și ne-am gândit cum ar fi, bă, să îi sun pe mama, tata și sormea, ținând cont că sunt la vârsta la care un adolescent are nevoie de bani. Bă, eu de ceva timp chiar încerc să nu le cer bani alor mei și să mă descurc singur. M-am gândit să le cer bani pentru cele mai stupide chestii. Încă nu am nimic în cap, dar înainte să înceapă vlogul, aș aprecia foarte mult dacă v-ați abonat canalului cu clopoțel, pentru că așa o să fiți notificați de fiecare dată când fratele vostru postează ceva. Apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac și dacă mai vreți vloguri de la mine. Și neapărat un follow pe Instagram, pentru că imediat o să încep o serie foarte tare în care am nevoie de ajutorul vostru și pe Instagram o să o văd mult mai repede mesajele. Ok, stați așa că vreau să filmez ceva cu telefonul să vă arăt. Mi-am luat o nouă cameră. Oameni buni, bine, scrie aici Gami, am cumpărat-o de la Gami, dar băi, trebuie să duc moștenirea mai departe. Camera asta i-a dus lui Gami milioane de vizualizări, cred că zeci de milioane, nu știu dacă sute, cred că sute de milioane, câteva milioane de abonați, așa că băieți, rândul meu, ok? Abonați-vă neapărat canalului ca să ducem tradiția mai departe. Bun, hai să ne gândim la un motiv prost. N-a durat foarte mult să găsim aceste motive proaste, pentru că mintea noastră, băieți, debitează cele mai proaste chestii. Deci, nu știu cât de explicit am fost în intro, dar o să vă mai explic încă o dată. Acum o să sun pe sormea să îi cer bani ca să mă ajute să fac eu o idee din asta tâmpită. Una dintre ideile astea drăznite ar fi să fac baie în Pepsi în valoare de gen 10 milioane, am 1 milioane, trebuie să mai cer ei două, ca să fie mai realist. Nu o să fac asta niciodată, vă dați seama. A doua idee ar fi să-mi cumpăr o motocicletă și să văd la ce viteză mă doare când mă lovesc de chestii. Doamne, cât de proastă e asta. Bă, și cât de scurt e părul meu, ok, nu-l băgați în seamă, crește. Cea treia idee, cum am lăsat eu pe YouTube oamenii cu Fortnite. O să zic, băi, Ioana, nu știu, dă-mi și mie 100 de euro să bag în Fortnite, cam o știu că crește V-Bucks-ul. By the way, dacă n-aveți robine pe shop și dacă vă jucați Fortnite, aș aprecia foarte mult, m-ar ajuta pe mine extrem de mult. Ce idee crezi tu că e cea mai bună, băi, Paul? Eu zic aia cu motocicleta e cea mai amuzantă. Aia cu motocicleta cea mai amuzantă, aia cu V-Bucks și cred că da, asta cu motocicleta. Gata, hai să sunăm pe sormea. Gata, oameni buni, m-am pus aici jos, hai să sunăm pe sormea pe FaceTime acum. Ce faci, Ioana? Bine. Fii atentă, vreau să fac o idee de vlog, dar am o problemă. Mai ai bani pe Revolut? Da. Ok, fii atentă, mă gândeam să-mi cumpăr o motocicletă, gen din asta de permis pe care l-am eu, și să intru cu ea în chestii, să văd la ce viteză mă doare. Băi, și-a încăpat, câte bă, cum să zici așa? Ar fi amuzant, n-ar fi? Nu, n-ar fi, ești de reglamentat. Ioana, n-o să intru cu 200 la oră, dar gen 60-70. Bă, tu faci mișto. Nu, dar tu dai seama cum s-ar vedea asta pe YouTube. Fără mișto, gen intru într-o bordură cu 70 și gen zbor așa peste motocicletă. Nu știu cât o să fie, o să fie vreo 25 de milioane o motocicletă așa. Bă, tine te-a supărat cineva. Nu m-a supărat nimeni, zi-mi dacă mă ajut sau nu. Mai am nevoie gen de 3 milioane sau ceva, 4. O să-i mai cer și lui tata și lui mama, mă rog. Și știu pentru ce îți dau bani? Lor n-o să le zic. Le zic eu, te... Că mor. Nu mor. Ba da, prostule, unde ai văzut după cineva să facă așa ceva? Păi exact, n-ar bubuie YouTube-ul. Ai murit, dă-te. Bă, măcar aș avea o moarte tare, nu? Nu, dă-te, bă, dă-te, mă, că-ți închide. Nu-mi închide, stai. Zi de gagicii tale, că ai zis că-mi povestești. Nu, îți povestesc mai târziu, dar tu zi-mi dacă îmi dai bani, adevărat. Nu-ți dau bani să te zici prost. Dar nu mă promit că am grijă, Ioana, nu mai am idei de vlog, nu știu ce să mai postez și am nevoie de asta. Normal voiam să fac o mașină, dar mașina n-am unde să o bag, dacă o desfac pe piețe și așa, ce fac, că stau la apartament. N-am unde să o fac, nici pe locul de parcare nu pot, că își parchează stai cu mașina. Zi-mi dacă îmi dai bani cu asta să mă ajuți. Eu n-am nevoie de 300 de lei. Că râzi. Nu e tare ideea. Nu. Bine, mă, mai prins. Era un prank, Ioana, acum filmez. Mă credeai în stare să fac asta? Bă, nu știu, gen, la început îmi pare convingător, după aia nu știu ce s-a întâmplat. Bine, fii atentă, acum nu-i spune lui mama, nu-i spune lui tata, nu mai știu nici tu, e 100% real prank-ul ăsta. Dă-mi un motiv pentru care să-i cer bani lui mama sau lui tata. Tu alegi pe cine sunt după și dăm și un motiv bun pentru care să-i sun, gen, să le cer bani. Tot așa, prost, gen, cum a fost la tine. Uite. Nu mai mi-a arătat piciorul tău, gata. Sună pe mama și zic că ai lăsat o fată însărcinată. Nu! Se prinde că e farsă. Ceva la care să pice mama. Nu cred bani pentru un tatuaj. Da, mă, bani să-mi fac tatuaj. Zic că lui mama nu-i plac. Da, putem să zici asta cu tatuaj și să-ți mai dai un cercel ceva. Gata, așa fac. Zic că vrei să-ți tatuezi un nume, că te-ai îndrăgostit de o fată. Da, și așa dau peste cap, zic că mă duc să mă văd cu ea să vadă că am tatuarul meu. Gata, Ioana, mersi frumos. Pa, te iubesc. Gata, băi, hai să sunăm pe mama. Haide, mamă, răspunde.
Dacă nu răspunde, nu mai sunt niciodată în viața mea. Un like cât un kill, un like de la fiecare persoană care se uită. Gen, să am 20.000 de vizualizări și 20.000 de like-uri. Dacă se întâmplă asta, mă tunchel. Bă, da, am și o mamă pe pământul ăsta. Mami, răspunde-mi! Nu mai sun, aștept să mă sune ea, că nu sunt orgolios de obicei, dar acum vreau să fiu orgolios. Ce faci, mami? Bine, tu? Bine, ce voiam să zic? O sunasem și pe Ioana mai devreme, dar a zis că nu are pe Revolut și a zis să te sun pe tine că poate ai tu. Știi că ți-a zis că vreau să-mi fac un tatuaj. Hai că a început ăsta. Da, mă, mami, dai ceva mic. Fii atentă. Deci, știi că ți-a zis că vorbesc? Iar îți pui de tatuaje, lasă-mă în pace că voi vă... Mami, e ceva mic. O fi mic, Robi, dar ți-ai să nu faci tatuaj. Uite, lasă-mă să-ți povestesc și o să vezi că ești de acord cu mine. Știi că ți-am zis că am început să vorbesc cu o fată? Ea mi-a zis... Da, și ea mi-a zis că vorbește cu mine doar dacă îmi fac tatuaj cu numele ei. Și îmi scriu aici mic pe mână cum o cheamă. Mic. Ce poftie mare. Mic, nu mare. Păi ce, tu ești cățel, lăbuț? Da, mă, mami, dar îmi place de ea. Bă, mi-a închis. Nu cred. Tu vrei că mi-a închis, o sun iar. De ce mi-ai închis? Dai să dau pe familie că pot sună și tactul. Nu, îl sun eu după, stai. Că se termină asta cu tine și așa. Costă, m-am interesat, costă 350 de lei, am 250, mai am nevoie de 100. Ai tu pe Revolut? A, mă, dar ești nebun la cap, eu nu-ți dau bani să faci tu așa ceva. Prostii de alea cu numere cici, cățel. Mic, cât de mic să fie, să vadă că sunt diferit față de alți băieți. Mi-a zis că oricum îi scriu mulți băieți și așa și trebuie să îi arăt că chiar vreau să fiu cu ea. Doamne ferească, mă, Dumnezeu, dacă am auzit așa propunere. Ce fată e asta de ți-a făcut ție propunere așa ceva? Ce fată e asta? Nu știu, mi s-a părut tare că e diferit. Păi cum adică? Păi eu vreau să-l iau pe unul acum și spun, bă, te scrie-te pe ochi că mă iubești, că dacă nu, nu te mai iau. Să-ți plec pe drum așa. Voi nu, că așa era la voi pe timpuri, dar acum se practică. Doamne ferește, că n-am auzit propunerea asta. De unde găsim o fată asta? E altă fată, că nu e fată. De unde, dacă nu e tu pe fata asta, rămâi cu scris pe piere. Da, uite, mami, aici ai dreptate. Uite, pe asta n-am luat un calcul. Se vede că ești mai matură. Eu-s copil, mami, fac alegeri proaste. Noroc că te-am sunat. Doamne ferește, nu mai mă suna pur de prostii de astea, mă, că chiar că tu mă bolovești pe mine cu prostiile astea. Bine, uite, tatuaj cu numele lui fata aia nu fac, dar un tatuaj mă las să fac unul mic, atât să fie, atât. Hai, terminate, Robi, lasă-mă pace că eu mor. Dacă tu te scrii pe piele, eu mor, hai să vezi că mă duc și mor. Bun, dar stai, nu asta e ideea. Ideea e că am nevoie de bani să mă scriu pe piele. Mai dai 100 de lei pe Revolut, te rog? Îți dau 100 de lei pe Revolut, dar să nu te scrii pe piele. Păi și dacă mă scriu? Că dacă te scriu pe piele, nu-ți mai dau bani niciodată în viața mea. Dacă eu îți dau 100 de lei și tu te-ai scris pe piele, pe blană, de la mine nu mai vezi bani. Mulți oameni deștepți și care au bani și care au stimă și care au faimă și nu are pielea scrisă. Mă lași în pace cu prostiile astea. Ce ești cu doamna asta? Crezi că ești mai special sau ce crezi că ești tu? Fetele acum mor după băieții care au tatuaje. Mor fetele după tatuaje? Da. Dacă n-ai tatuaj, n-ai gagică. Ce zici, Paul, că asta o să zică că nu o să mă lase mama să mă tatuez cu numele fetei alea? Eu nu știu cum îndrăznește ea să spună ție așa ceva, te-a văzut de 7 zile. Da, 3. Să scrie pe cuncul cu numele tău, vezi tu că e mai specială. Dacă face asta, mă lași? He, păi te las să fii împreună cu ea, dar îți dai seama că e pe ea nu duce capul să se scrie așa. Și dacă se scrie așa pe frunte, nu mai vreau eu dacă se scrie pe frunte. Păi și cum ar fi, nicăieri nu-i bine, nici cum. Robinet. Dai să nu-mi dai 100 de lei, că nu mai fac tatuaj cu numele lui aia, dar îmi fac un scris mic aici pe mână, unul mic, atâta. Nu mă dau cu scrisările tale, Robi. Bine, 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 gata, mami, gata, scuze, iartă-mă, filmam un vlog, sunt aici cu Paul. Fii atentă, eu azi îmi sun membrii familiei să le cer bani. Zim că urmează să-l sun pe tata și ce să-i propun pentru bani, gen, de ce am nevoie de bani. Tot așa, un motiv prost, nu ceva bun, îți dai seama. Să fac schimb de mașini. Și că trebuie să dau eu diferența, gen. Bine, 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 așa fac, gata. Să nu-i spui, că el nu știe. Ca să fac o paranteză aici de ce s-a băgat asta cu mașina și de ce încă avem mașina asta. Ideea e că mașina asta îi place foarte rău lui tata. E mașina lui de suflet, o avem din 2009, avem, nu? Din 2009, da. Și ține la ea ca la ochii lui din cap. E, cred că asta nu e minciună. Sună tot pe mama și de treaba asta și dacă vrei, bine, dacă nu, ca să știu, să-mi iau și eu lucrul meu, să am și eu ce-mi trebuie, că deja toți youtuberii râde de mine, că am mașina lui tata, a trecut un an, a trecut doi. El tot timpul a zis că mașina asta o să moară la el în curte pe chituci, când nu mai merge, el atunci nu se nu de la nimeni, niciodată nu vinde. Hai, te las, mami, că-l sun pe tati. Pune că mai suna și pe mine și mi-ai zis tot de treaba asta. Bine, bine. Vine la băieți să se aboneze. Bună, băieți, vă rog din tot sufletul să vă abonați pe canalul de YouTube al Robinet. Te iubesc. Ia mi-ai zis că mă iubește înapoi. Eu cred că te iubești. Bă, și eu cred că mă iubește. Acum, oameni buni, o să-l sunăm pe tata, pe motivul pe care mi l-a dat mama. Ce faci, tati? Treabă. Ce, eu mai târziu vreau să filmez un vlog. Ce e asta? Garajul. V-ați apucat să demolați garajul. Uite de ce te-am sunat. M-a întrebat un băiat dacă vreau să îi dau pasatul, îi mai dau 1000 de euro și îmi dă el o altă mașină, un Audi A3. Nu, no, Robert, nu. No.
Nu? Nu. Nu, eu am investit bani în el, deci nu... O sunasem și pe mama și i-am zis de asta, mama a zis că da, doar că n-a avut ea să-mi dea 1000 de euro și te-am sunat să te întreb pe tine ce părere ai de asta și dacă vrei să facem schimbul. Nu, Robert, nu fac. Da, nu știu, mie mi se părea o idee cât de cât bună că e mai nouț audio-ul ăla din 2009. Treaba de câțiva ani de zile care pe mine nu mă avantajează pentru că am băgat bani mulți în turbină, nouă, toate alea, nu, niciun caz. Da, deci exclus. Poate să fie anul mai bun, dar nu. Și chestia e că revizia tot la un an o faci și asta, așa trag de aia. Motor bun, îl cunosc. Da, știu că e și refăcut motorul. Nu, la mine e aproape tot un nou pe mașină, nu, deci chiar nu mă încurc. Atunci, uite, eu mă așteptam să zici că nu, că știam că îți place mașina. Mama a zis că nu o să vrei și că ar fi mai ok să îmi cumpăr tot așa din o mașină, nu foarte scumpă. Deja râd youtuberii de mine, că mi-au zis că am Passatul ăsta, tot cu Passatul și na. Nu e problemă, mașina îți trebuiască să ții și asta, eu ți-am zis, dar nu, asta e mașina mea de suflet care nu. Adică o fac prea multe pentru mine și nu renunț la ea, așa ușor. Da, înțeles. Da, mi-a zis, mami, că ai ține-o în curte, că nu vrei să o vinzi niciodată. Nu, adică nu vreau să o vând. Treaba că motorul e ca și aproape nou pentru mine, pentru ce am eu de făcut, pe mine mă ajută enorm. Mi-e greu să renunț la ea. Dar ce pe ea, eu numai s-o dezmembrez să vând tot banii o grămadă. Da, de fapt, da, e vinde, dacă o vinzi pe piese, faci mai mulți bani. Nu, da. Eu știu că-s piesă multe noi pe ea. N-ai văzut. Plus ambreiajul, numai ambreiajul, îți dai seama, cu grămadă de bani. Ce fac? Vă dau o mașină bună ca să iau, să, după aia să investesc mai departe eu. Da, dar și aia la timp, dacă... Nu vreau să aud. A, bine. Tati... Așa, dacă mă duc și-mi iau una mai ceva, ca, sau nu, 2009, îmi iau, dar nu-i momentul. Eu acum fac un vlog, le cer bani membrilor familiei pentru idei de-astea proaste. Luana a zis că o să intru cu gen vreau să cumpăr o motocicletă, să intru cu ea, amperez la diferite viteze să văd dacă mă doare. Lui mama i-am zis să-mi dea bani ca să-mi fac un tatuaj cu numele unei fete. Și acum te-am păcălit pe tine. Știam că e subiect sensibil, dar eu am întrebat-o pe mama cu ce să te păcălesc pe tine, că așa a fost. Și mama a zis să zic de mașină. Da, umblați cu de-astea, nu? Ba, ne auzim fără vlog, te iubesc. Băi, aproape l-am făcut pe tata să plângă. Nu, băieți, dar ideea e că mașina asta chiar o iubește. Oare de când eram eu mic, eu am copilărit în mașina asta. Și știu că sunt foarte multe chestii noi pe ea, gen nici eu n-aș vedea un beneficiu în a vinde-o. L-am mai întrebat pe tata dacă vrea o mașină nouă, tot felul de chestii de genul, doar că a zis că nu vrea să renunțe la mașina asta și când o să-și ia mașină nouă, cum a zis și mama, o să rămână mașina asta la noi toată viața. Că știu că o iubește, are și un nume, o cheamă Joiana, dacă nu știați. Cam atât a fost cu acest vlog, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Vreau să-mi lăsați în comentarii idei de vloguri din astea trăsnite pe care să le fac. Neapărat abonați-vă cu clopoțel și follow pe Instagram ca să fiți la curent cu ce postez peste tot. Pa!